Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Asta este un videoclip special. Este poate cel mai special videoclip pe anul ăsta, pentru că astăzi canalul a ajuns la 6.000 de abonați. Și poate că vă întrebați că ce-i cu cifra asta 6.000, de ce nu am făcut un videoclip la 5.000, de ce n-am făcut un videoclip la 10.000. Pentru că 6.000 a fost goal-ul meu, unul dintre goal-urile pe care le-am avut anul ăsta, să ridic canalul la 6.000 de abonați. Așa am calculat eu matematic, în funcție de cât subscriber aveam lunar anul ăsta prin ianuarie, că 6.000 este un goal mai mult decât decent. În mod normal, matematic, după cifrele pe care le aveam în ianuarie, nu mi-ar fi ieșit 6.000, dar uite că suntem în prima jumătate a lui octombrie și deja am ajuns, am depășit goal-ul și mai avem încă 2 luni jumate din anul ăsta. Pe această cale vreau să vă mulțumesc că mă urmăriți, vreau să vă mulțumesc că vă plac tipul de videoclipuri pe care eu le pun și totodată vreau să vă felicit pe voi că urmăriți astfel de canale, atât canalul meu cât și alte canale, pentru că asta înseamnă că vreți să faceți ceva pentru voi, pentru viața voastră și implicit pentru familia voastră. Am fost foarte curios zilele trecute când vedeam că mă apropiu de acest goal să-l ating, să mă uit în trending pe YouTube în România. Deci, pe primele locuri sunt canale de YouTube, sau mai bine zis melodii precum nu știu ce manele despre valoare, despre dușmănie, despre chestii de genul ăsta. Asta au fost gen pe primele 2-3 locuri. Acum ceva timp, cred că acum vreo 3 luni de zile, era în top 1 o melodie de a lui Vulpița cu Viorel. Nu știu dacă pe el îl cheamă Viorel, dar ei știu că îi se zicea Vulpița. Au scos melodie împreună și cred că au scos mai multe de fapt. Era un top 1, dragii mei. Și aici, de aceea vreau să vă felicit pe voi. Voi trebuie să realizați unde sunteți doar prin simplu fapt că vă interesează tipul ăsta de material, de dezvoltare personală, de a face o afacere, de a-ți lua viața în propriile mâini față de care este media țării noastre. Mi se pare ieșit din comun să văd în top 1 pe YouTube în România Vulpița cu Viorel. E drept, astăzi dacă vă uitați în top trending pe YouTube, veți găsi niște manele sau un așa zis trapper în România. Totodată, ca o mică paranteză, n-am absolut nimic cu manelele, chiar dacă nu ascult manele on daily basis, consider că nu există petrecere fără manele, deci să ne înțelegem, nu am nimic cu tipul ăsta de muzică, dar asta este trendingul. Da, asta este un videoclip făcut din recunoștință, să vă transmit încă o dată recunoștința mea pentru voi și pentru faptul că mă urmăriți și totodată să fac o promisiune și anume promit că acest canal de YouTube va continua doar să crească și mai ales în valoare. Am tot spus și tot am încercat să vă încălzesc puțin prin faptul că m-am tot repetat zicând că o să încep să discut despre alte subiecte. O să încerc să discut despre cum să-ți faci magazine pe Shopify, cum să faci un dropshipping, cum să faci un affiliate marketing, cum să faci un CPA și mai multe lucruri de genul ăsta, cum să-ți faci un blog, cum să te ranchezi pe Google și multe lucruri de genul ăsta, doar prin simplu fapt că mie îmi place foarte mult să mă documentez. Eu asta fac în fiecare zi, citesc lucruri de genul ăsta, citesc ziare financiare din mai multe țări, sunt la curent cu mai multe lucruri. Și vreau să împărtășesc cu voi ceea ce eu învăț. Și asta nu înseamnă decât că acest canal va crește în valoare și chiar dacă și în momentul ăsta este unul dintre singurele canale de YouTube din România care, dacă îl urmărești de la primul videoclip până la ultimul, vei învăța literalmente cum să faci bani. Sunt o tonă de persoane la noi pe grup care au urmărit doar videoclipurile, au mai urmărit ce se discută pe grup și și-au început propria afacere și deja vând pe Amazon wholesale. Deci nu e tipul de canal care când este punctul culminant, boom, se oprește videoclipul și nu mai ai informația pentru că va trebui să plătești pentru ea. Nu. Gândiți-vă cum va arăta canalul ăsta peste vreo 2 ani când voi începe să discut despre mai multe subiecte de făcut bani în e-commerce. Nu o să țin videoclipul ăsta mai mult. Vă mulțumesc încă o dată că mă urmăriți și totodată vă felicit pe voi pentru că ați luat decizia să vă schimbați viața și să nu vă mai bazați pe politicieni sau pe puteri supranaturale
că o să vă ajute să vă meargă bine în viață. Numai bine vă doresc tuturor și ne vedem data viitoare. Pa, pa!